Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. În clipul de astăzi discutăm despre cardul de memorie pe Nintendo Switch. Mai exact, cum instalezi un card de memorie, cum îl formatezi, cum instalezi jocurile pe el, cum poți să muți jocurile de pe memoria internă pe card și vă arăt mai târziu cum faci și upgrade la card. Dacă, de exemplu, ți-ai luat un card de 64, ți s-a umplut, vrei să treci la un card mai mare, cum copiezi jocurile ca să nu mai stai să le descarci încă o dată, pentru că se descarcă destul de greu. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă arăt puțin. Memoria mea liberă pe consolă este 19,2 GB și asta pentru că am o grămadă de fișiere de salvare. Am peste 180 de jocuri, fiecare își creează fișiere de salvare pe memoria internă. Pe cardul microSD am un card de 1 TB, mai am 268 de GB. Eu sper că memoria asta o să mă ajungă până la următorul Switch, poate un Switch Pro. Ok, și să vedem acum exact cum procedăm cu un card pe Nintendo Switch. În primul rând vom închide consola, pentru că trebuie să fie închisă atunci când introduci un card sau atunci când scoți un card de memorie. Mergem aici la Power Options, Power Off, așteptăm să se închidă. Ok, cardul se află aici în spate, eu acum o să scot cardul meu pentru că vreau să vă demonstrez lucrurile despre care am vorbit adineauri. Să zicem că aveți deja un card de 64 de GB, pur și simplu îl introduceți în consolă, apăsați până face click, vedeți că rămâne acolo foarte bine, puteți să închideți și porniți consola. Nu e nicio problemă dacă cardul nu e formatat, putem să-l formatăm direct în consolă. Hai să vedem cum se face treaba asta. Ca să formatăm cardul să putem să-l utilizăm, mergem aici la System Settings, mergem aici la Final la System și aici ultima opțiune este Formatting Options. Dăm pe chestia asta și spunem format microSD. Continue. Aici o să spună că ți se șterge totul de pe card, aștepți puțin și apeși pe format. Ok, acum spune că s-a formatat cardul și se restartează consola. Acum pur și simplu, dacă ai jocuri, te duci și poți să le descarci, dacă ai jocuri digitale, da? Eu am avut aici Minecraft, i-am dat download, acum o să dureze puțin până ce se descarcă. Vreau să-l las jocul ăsta să se descarce și după aia o să vedeți cum facem upgrade la un card mai mare, dar fără să ne pierdem jocurile. Eu acum am pus să descarce Minecraft, presupunem că aveți cardul plin și veți vedea cum copiem după aia de pe cardul ăsta pe un card mai mare. Ok, s-a descărcat Minecraft, presupunem acum că acest card este plin și vă arăt cum facem să transferăm datele astea pe noul card. În primul rând, bineînțeles, trebuie din nou să închidem consola pentru că trebuie să scoatem cardul. Așa că ținem din nou apăsat pe butonul de power, mergem la power option, power off. Mai departe avem, bineînțeles, nevoie de un cititor de carduri. Pur și simplu introducem cardul cu jocurile de pe Nintendo Switch în cititor. Cititorul îl introducem într-un laptop. Eu fac toată treaba asta pe Windows, este foarte simplu. Probabil la fel merge și pe Mac. Intrăm aici la My Computer, găsim USB-ul, intrăm pe USB și găsim un folder care se numește Nintendo. Doar de folderul ăsta avem nevoie, dăm copy, mergem undeva și îl copiem, eu îl copiez aici în My Documents. Se copiază destul de rapid pentru că eu am doar un joc pe el, care are probabil 1 giga. Dacă tu ai un card mai mare de 200 de giga, ăsta este motivul pentru care vrei să faci așa transferul, ca să nu stai din nou să descarci toate jocurile alea, pentru că o să dureze foarte mult. După ce ai copiat folderul Nintendo de pe cardul vechi, pur și simplu îi dăm eject. Vreau să dau eject ca să nu avem date corupte și pentru că nu se știe niciodată dacă mai avem nevoie de el, nu l-aș formata până în momentul în care nu văd că noul card funcționează cum trebuie în Nintendo Switch. Bineînțeles, pasul următor, introducem noul card în calculator cu cititorul de carduri. Aici avem noul card. Eu vă recomand să-l formatați, dați click dreapta, format și aici selectați în felul următor. Exfat și selectați aici Default Allocation Size și ștergeți numele, să nu fie acolo niciun nume, nu este necesar să fie un nume. Dați format, format complet. Mergeți acum unde ați pus folderul, dați copy. Și vă duceți aici și copiați pe card. Foarte simplu. Deci, într-un final, fișierul ăsta cu numele Nintendo trebuie să ajungă de pe un card pe celălalt și trebuie să avem grijă
ca noul card să fie în format exFAT. Transfer complet, din nou dați eject pentru că nu vreți să aveți date corupte. Ok, scoatem cardul și vedem dacă am făcut o treabă bună sau nu. Consola trebuie să fie oprită atunci când introducem noul card, bineînțeles. Am introdus cardul, pornim consola, intrăm rapid și vedeți că Minecraft este instalat. Unde vedeți simbolul ăla deasupra înseamnă că trebuie să descarci de pe internet. Dar Minecraft, pentru că l-am copiat de pe cardul vechi, nu are simbolul ăsta, deci am putea direct să ne jucăm cu el. Vreau să vă arăt acum, spre finalul videoului, cum copiem de pe memoria internă pe card și de pe card pe memoria internă. Foarte simplu, intrăm aici la setări, la Data Management și putem să vedem aici că a recunoscut cardul nou și avem aici opțiunea asta, Move Data Between Console and MicroSD Card. Dăm pe opțiunea asta și aici va verifica ce putem să facem. În cazul meu, pentru că am jocuri doar pe card, pot să mut de pe card pe memoria internă. Așa că apăsăm Move to System Memory și aici putem să selectăm jocurile. Dacă am fi avut mai multe jocuri, puteam să le selectăm pe mai multe. De ce ai vrea să faci chestia asta, de exemplu, să muți jocuri de pe card pe memoria internă? Poate că tu ai avut un card mai mic și ai loc pe memoria internă, vrei să treci la un card mai mare și atunci poți să muți, de exemplu, jocurile pe memoria internă, introduci noul card și după aia le copiezi din nou pe card, dacă nu vrei să faci toată treaba cu calculatorul. Timpul ăsta o să depindă cât de mare este jocul, cât de multe jocuri ai selectat, bineînțeles, foarte simplu. Și vedeți, s-a terminat transferul cu succes. Și acum hai să vedem cum transferăm de pe memoria internă pe cardul SD. Exact aceeași chestie, e simplă, dar vă arăt. Intrăm aici și dăm Move to Micro SD Card. Din nou mă pune să selectez ce vreau și vreau, bineînțeles, Minecraft. Dăm Move Data și cam asta este toată treaba. Spre final vreau să vă spun că Nintendo Switch suportă maximum 2000 de giga, adică 2 terabytes de memorie. Eu nici măcar nu am văzut card așa mare. Cardul cel mai mare pe care l-am găsit eu este cardul de 1 terabyte. Și a doua informație foarte importantă, suportă viteze maxime până la cardurile clasa 10. Adică ce înseamnă chestia asta? Dacă tu ții un card mai rapid de clasa 10, nu o să beneficiezi de viteza aia. Așa că dacă vrei să faci niște economii, pur și simplu limitează-te la un card de clasa 10. Recomandarea mea personală, atunci când iei un card, dacă există diferențe foarte mici de preț între acel card și un card cu viteze mai mari, ia-l pe ăla cu viteze mai mari, pentru că nu se știe niciodată ce o să faci cu cardul ăla în viitor. Dar dacă vrei să salvezi bani, poți să te limitezi lejer la un card clasa 10. O să las niște link-uri în descriere ce carduri ar funcționa foarte bine cu Nintendo Switch. Ei bine, cam atât pentru clipul de astăzi. Dacă aveți orice întrebare, lăsați-o în secțiunea de comentarii. Încerc să răspund la primii care pun întrebări. Până data viitoare, toate cele bune!